În primele 3 luni ale acestui an au fost depuse la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț 1866 de dosare de încadrare în grad de handicap, fiind evaluate 1659 de persoane, dintre care 302 la domiciliu. Ca urmare au fost predate Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 1661 de dosare, 32 dintre acestea fiind clasate fie pentru că beneficiarii au decedat, fie pentru că nu se mai încadrau în criteriile de emitere a unui certificat de handicap. Astfel, în total, în primul trimestru din 2016 au fost emise 1560 de certificate de încadrare în grad de handicap, dintre care 631 au fost cazuri noi, iar 929 au fost certificate revizuibile. La data de 31 martie 2016, în evidențele Direcției Generale de Protecție a Copilului Neamț figurau 19.382 de persoane cu handicap, dintre care 1082 erau instituționalizate. Pentru acordarea tuturor drepturilor financiare cuvenite acestor persoane, în perioada ianuarie-martie, Direcția de Protecție Socială Neamț a făcut plăți în sumă de 18 milioane de lei, adică peste 4 milioane de euro. Aceste sume reprezintă plata indemnizațiilor lunare a bugetului complementar a indemnizației de însoțitor pentru nevăzători. Potrivit legii, persoanele cu dizabilități au dreptul la indemnizație lunară indiferent de venituri în valoare de 234 de lei pentru adultul cu handicap grav și de 193 de lei pentru adultul cu handicap accentuat. Cea mai mare sumă plătită în trimestrul 1-2016 a fost reprezentată de plata indemnizației lunare pentru 9.293 de persoane cu handicap accentuat, adică 5,44 de milioane de lei, iar pentru plata indemnizației de însoțitor pentru 1.331 de nevăzători s-a achitat suma de 3,92 milioane de lei. Pe parcursul primului trimestru s-au eliberat 33.504 bilete și legitimații de transport gratuit. 423 de persoane cu handicap sau reprezentanții legale ai acestora au beneficiat de scutire de la plata rovinietei, iar 33 de persoane cu dizabilități beneficiază de credite bancare cu dobânzi suportate din bugetul de stat pentru achiziționarea unui mijloc de transport sau pentru adaptarea locuinței.